Bun găsit! O situație destul de bizară cu care salvatorii nu s-au mai întâlnit. 110 autoturisme au rămas blocate pe acest drum național 66A care face legătura între Câmpul lui Neag și Herculane. Aproximativ 200 de persoane cu precădere din Germania, dar și din Suedia, se aflau într-un tur prin Europa, iar organizatorul acestui tur nu avea cunoștință despre starea acestui drum național. Un drum național care, vă spuneam, face legătura între Câmpul lui Neag și Herculane, dar este asfaltat doar pe câțiva kilometri. Restul de 10 de kilometri este un drum forestier care a avut de suferit în urma ploilor abundente din ultimele zile din zona respectivă, ploi care au adus foarte multe aluviuni de pe versanți pe carosabil și care, iată, a fost blocat. Iar ca tabloul să fie complet în zonă, nici nu există semnal GSM, astfel că primul apel la 112 a fost dat de cineva care nu se afla în acest grup, dar avea cunoștință despre aceste autoturisme blocate. ISU Hunedoara a decis seara trecută să trimită în zonă un elicopter în cazul în care există persoane care au nevoie de asistență medicală de urgență. Fost două persoane care aveau plăgi și traumatisme, iar o a treia persoană suferise un atac de panică. În cele din urmă, salvatorii au reușit să deblocheze drumul, i-au ajutat pe turiști să ajungă la o porțiune asfaltată și aceștia și-au continuat drumul către băile Herculane. Plecat într-un tur prin Europa. Una dintre destinațiile din România era stațiunea băile Herculane. Pentru că drumul cel mai scurt era prin Câmpul lui Neag, s-au încolonat și au pornit la drum. Drumul Național 66A face legătura între localitățile Câmpul lui Neag și băile Herculane. Dar el este asfaltat practic doar 10 km după ieșirea din orașul Uricani. Turiștii străini nu au știut acest lucru și s-au avântat cu mașini de șosea pe un drum care este accesibil doar autovehiculelor off-road. Când au văzut că nu se mai pot întoarce și că au dat de bolovan și de noroi în mijlocul drumului, au apelat serviciul de urgență 112. Autoritățile au intrat în alertă, mai ales că în zonă era în vigoare un cod portocaliu de averse torențiale. Mai mult, un elicopter a fost trimis să supravegheze situația. Din fericire, echipajele Smurd și Salvamont au reușit să-i scoată pe turiști din zonă și să-i pună pe un traseu accesibil. We stuck in the woods. It was a powerful rain? No. No? Because of the road conditions. Not as we were there. The people who made this road trip is not informed that the road is closed. And so they make the route this way. Chiar dacă era deja târziu când au revenit pe drumul asfaltat, turiștii și-au continuat traseul către băile Herculane pe o rută accesibilă pentru toate tipurile de autoturisme.